26 mai. Șeful statului a chemat la Palatul Cotroceni pe reprezentanții societății civile pentru a discuta întrebarea care ar putea fi pusă la votul pentru justiție. La Sorocean are mai multe detalii. Te rog, Alina, au început consultările? Bun găsit, în doar câteva secunde vor începe discuțiile aici la Palatul Cotroceni între președintele statului Klaus Iohannis și reprezentanții societății civile. Sunt 19 organizații non-guvernamentale care s-au așezat la masă și urmează să înceapă discuțiile cu șeful statului Klaus Iohannis. Mâine este o nouă rundă de discuții, mâine și magistrații au fost chemați la consultări la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre referendumul pe tema justiției, un referendum care ar urma să fie organizat pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. Și vă spuneam că 19 organizații non-guvernamentale au fost chemate la Palatul Cotroceni, chiar și la solicitarea societății civile, pentru că aceștia i-au cerut președintelui Klaus Iohannis să aibă o discuție pe această temă. Printre ele se numără Centrul de Resurse Juridice, Inițiativa România, Asociația Decembrie 89, Asociația Pro-Democrația. Sunt doar câteva dintre cele 19 organizații, așa cum vă spuneam. Iar reprezentanții societății civile au venit și cu câteva propuneri de întrebări care ar urma să se regăsească, ar putea să se regăsească pe buletinul de vot la referendum. Una dintre acestea este dacă sunteți de acord cu înăspirea legislației penale pentru infracțiunile de corupție și de serviciu. O altă întrebare, sunteți de acord ca cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție să nu poată fi aleși în organele administrației publice locale și centrale? Așadar, i-ați văzut că reprezentanții societății civile la masă cu președintele Klaus Iohannis. Vom vedea care vor fi concluziile zilei de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Alina Sorocean, pentru această intervenție și așteptăm și declarații la sfârșitul acestor consultări, să vedem dacă președintele și societatea civilă au căzut de acord în privința unei întrebări care să fie adresată populației pe 26 mai la acest referendum pentru justiție. Până atunci mergem mai departe cu știrile. Bătăușul de la mitingul PSD de la Brașov a fost identificat abia după 2 zile de la incident. Jandarmii săltaseră duminica trecută doar victima, care fusese agresată în Piața Sfatului, pentru că strigase lozinci anti-PSD la mitingul de susținere a socialdemocraților. Agresorul reținut abia acum de polițiști are 75 de ani. Vă atenționăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Agresorul care a bătut crunt un cetățean care a scandat lozinci anti-PSD la mitingul socialdemocraților de duminica trecută are 75 de ani. A fost identificat abia la 2 zile după incident, după ce jandarmii au băgat inițial în dubă tocmai victima. Aceasta nu a depus însă plângere nici împotriva forțelor de ordine, nici împotriva celui care l-a lovit. Păi să intervine, că eu... Ce s-a vezi cu domnul? De ce l-ați bătut? Nu l-am bătut, ia dat-o mine. Dar de ce v-ați bătut? N-am trăit la bătaie. Ce v-a deranjat? Ce v-a luat la bătaie, domnul? Că i-am spus că-s mincinoși. Dumneavoastră, să înțeleg că nu sunteți susținător al PSD? Nu sunt susținător. Și de ce v-a bătut, domnul? Că am zis că-s mincinoși, nu mai mințiți lumea, așa am zis. Agresorul este din Brașov. Bărbatul are acum dosar penal pentru lovire sau alte violențe deschis de secția 1 de poliție a orașului de la Poarele Tâmpei. Dar de ce l-ați luat? Nu înțelegem unde îl duceți și de ce l-ați luat?
Au apărut primele imagini cu captura record de 800 de kilograme de cocaină din delta Dunării. Cei 35 de saci cu stupefiant au fost aduși cu blindatele la sediul de ICOT. Lotul din care fac parte drogurile găsite este unul mult mai mare, spun autoritățile, dar este cea mai importantă astfel de descoperire realizată pe teritoriul României. Drogurile care provin din America de Sud și erau destinate piețelor din vestul Europei au fost aduse la sediul de ICOT din București în două blindate, escortate de alte 4 mașini și de 30 de mascați înarmați ca pentru război. Potrivit procurorilor, drogurile găsite au o puritate de 90% și puteau fi înmulțite de către traficanți. Cantitatea totală identificată și confiscată a fost de 1040 kg brut cocaină, de puritate 90%, cu o valoare de piață care putea ajunge până la suma de 300 de milioane de euro. Precizăm că pe piața drogurilor, la momentul vânzării către consumatori, această cantitate urma să fie triplată prin combinarea cu diferite substanțe specifice. Autoritățile au reușit să-i prindă pe câțiva dintre suspecți, însă rețeaua de traficanți ar fi mult mai largă. Cercul infracțional este mult mai larg, așa cum am precizat și cum bine știți și dumneavoastră, doi cetățeni stârbi au fost deja arestați ca urmare a propunerii formulate de procurorii din ICOT. Se pare că din acest cerc fac parte și niște cetățeni români. Întreaga activitate a traficanților era monitorizată de săptămâni bune de către ofițerii de la crimă organizată și de procurorii de ICOT. Acum, autoritățile sunt în plină anchetă pentru a depista membrii rețelei infracționale. Reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute, câțiva localnici au observat o șalupă abandonată pe o plajă din județul Tulcea. Aceștia au alertat imediat autoritățile, iar când au ajuns la locul respectiv, polițiștii de frontieră din Tulcea au descoperit numai puțin de 800 de kilograme de cocaină care erau împrăștiate pe lângă barca naufragiată. Mai mult, astăzi a fost descoperită o a doua șalupă abandonată în delta Dunării. La bordul acesteia se aflau însă doar 3 kg de stupefiante. Gafa făcută de Viorica Dăncilă în privința mutării ambasadei României din Israel produce noi efecte. Călim Popescu-Tăriceanu a fost nevoit să-și amâne o vizită în Maroc la cererea marocanilor, după ce oficialii țării africane au fost deranjați de anunțul premierului, totul după ce și regele Iordaniei și-a anulat o vizită în țara noastră din același motiv. Călim Popescu-Tăriceanu ar fi trebuit să meargă în Maroc în această săptămână. Anunțul făcut de Viorica Dăncilă legat de mutarea ambasadei din Israel a aruncat în aer toată politica externă a României. Se pare că marocanii i-au transmis lui Tăriceanu că nu mai este binevenit. Vizita oficială a președintelui Senatului, domnul Călim Popescu-Tăriceanu, în regatul Maroc, care urma să aibă loc în perioada 27-31 martie 2019, a fost amânată la solicitarea părții marocane, urmând a fi reprogramată pentru o perioadă de ulterioară, stabilită de comun acord. Se arată într-un comunicat al Senatului. Reacția Marocului vine după ce și regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și-a anulat vizita planificată în România. În seara asta trebuia să fiu gazda unui dineu pentru un musafir important și drag. Regele Iordaniei trebuia să vină. Dar datorită diletantismului doamnei prim-ministru, care ne-a stricat relația cu această zonă, nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a simțit personal jignit de abordarea doamnei prim-ministru. Premierul Viorica Dăncilă anunțase cu surle și trâmbițe duminică în Statele Unite ale Americii că România își va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Eu, ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului. Delegația parlamentară condusă de Tăriceanu urma să se întâlnească cu președinții celor două camere din Parlamentul Marocan, cu șeful guvernului marocan și cu ministrul de externe. Noi controverse legate de vizita privată a premierului Viorica Dăncilă în Statele Unite ale Americii, după ce a fost criticată la nivel internațional pentru declarațiile legate de mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Prim-ministrul este atacat și de presa americană. Postul public de radio din New York susține că Dăncilă este cazată la un hotel al președintelui Donald Trump, ceea ce ar putea încălca prevederile constituționale anticorupție. Prim-ministrul român stă la hotelul din Washington al lui Trump. Titrează jurnaliștii postului public de radio din New York.
York. Aceștia spun că Viorica Dăncilă este primul șef al unui guvern străin care a rezervat o cameră acolo în ultimul an. Astfel de plăți ar putea să încalce prevederile Constituției privind combaterea corupției, care îi interzic președintelui să accepte cadouri sau recompense din partea guvernelor străine, potrivit presei de peste ocean. Viorica Dăncilă s-a cazat la International Trump Hotel pentru întâlnirea anuală a Comitetului pentru Afaceri Publice American-Israelian. Pentru jurnaliștii americani, aceasta este o dovadă că organizația președintelui american face afaceri cu oficiali străini. Conform aceleiași surse, Viorica Dăncilă a fost văzută vinerea trecută în holul hotelului lui Trump cu un grup de circa 8 persoane. Apoi a urcat cu unul dintre lifturile hotelului, pentru care este nevoie de carduri deținute doar de clienții International Trump Hotel. Duminică, Dăncilă a fost surprinsă din nou cum intra în lift după ora 18, iar luni a postat o fotografie cu ea și vicepreședintele Mike Pence în timpul conferinței. Nu este clar câte camere au rezervat românii, la ce preț și cine a plătit, mai spun jurnaliștii americani. Avocații lui Donald Trump au respins ideea că vizitele oficialilor străini la hotelul deținut de acesta prin intermediul unei companii ar putea fi considerate drept recompense, conform relatărilor jurnalistice. Discuțiile din presa americană au apărut în contextul în care președintele american se confruntă cu acțiuni în justiție pe tema recompenselor. În articol se mai menționează că ultimul lider străin despre care se știe că a stat la hotel a fost premierul malaezian Najib Razak în septembrie 2017. În timpul șederii la Washington, Dăncilă și-a anunțat intenția de a muta ambasada României la Ierusalim. Statele Unite au mutat anul trecut ambasada la Ierusalim, dar puține țări i-au urmat exemplul, punctează mass media americane. Presa de peste ocean mai scrie că Viorica Dăncilă este mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea și că PSD are un lobist în Washington angajat încă din 2017 pentru a aranja o întâlnire dintre Dragnea și Trump, potrivit unor dezvăluiri. Jurnaliștii de peste ocean punctează și că Dragnea însuși a fost ținta procurorilor din România. El a aplaudat scrisoarea politicianului american Rudy Giuliani, în care critica excesele anchetatorilor. Klaus Iohannis, noi atacuri la adresa guvernului PSD. Președintele României a acuzat partidul de guvernământ că nu și-a respectat promisiunile făcute în campania din 2016. Iohannis a reamintit de celebrele spitale regionale pe care nu le-a văzut nimeni până acum. Declarațiile au fost făcute în contextul unei dezbateri despre efectele nocive ale fumatului. Din păcate, guvernarea PSD a eșuat și în ceea ce privește prevenția, care nu reprezintă o prioritate pentru actuala guvernare. De fapt, în pofida promisiunilor făcute de guvernanți, nu vedem campanii eficiente de informare menite să le explice oamenilor care sunt riscurile la care se expun. Iohannis a amintit de promisiunile făcute de PSD în campania electorală din 2016. Nu vedem nici mult promisele spitale regionale, nu vedem nici îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar și, cel mai grav, nu vedem nici unde grija pentru oameni. Președintele Klaus Iohannis acuză PSD că ignoră problemele pacienților români. Vedem, în schimb, ignorarea problemelor reale din sănătate, pacienți nemulțumiți, medici demotivați, crize și noi scandaluri televizate. Protest inedit la Iași. Reprezentanții unei asociații civice au organizat o manifestație împotriva ministrului Justiției. Aceștia s-au plimbat prin oraș cu un camion îmbrăcat într-un meș enorm cu fotografia lui Tudor Toader și textul „Mi-e rușine cu rectorul Toader”. Manifestanții s-au plimbat prin tot orașul cu afișul împotriva lui Tudorel Toader. Protestatarii sunt foști studenți ai ministrului Justiției, nemulțumiți de activitatea acestuia din guvern. Organizația civică Reset a realizat și o petiție pe care o pot semna cei care vor demisia lui Tudorel Toader din funcția de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Noi, ca absolvenți, ne simțim rușinați că un astfel de om a ajuns în funcția de rector. El nu este decât un exponent al unui sistem învechit care și-a atins limita și și-a demonstrat incapacitatea. Vom face tot ce putem pentru a ne arăta indignarea față de o persoană care a devenit un contramodel atât în funcția de ministru al justiției, cât și în cea de profesor. Fondatoarea asociației consideră că Tudorel Toader, rectorul autosuspendat de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
Iași își continuă acțiunile pentru demolarea justiției din România. Tudorel Toader ignoră și sfidează semnalele partenerilor externi, în fața cărora ne-am asumat anumite obligații, punând în pericol și siguranța cetățenilor români prin legi cu dedicație prin care să-i apere sau să-i protejeze pe cei care încalcă legea, eventual unora dintre ei să le albească dosarele. Nu renunță la frânarea parcursului european al României și dorește în continuare modificarea codurilor penale și de procedură penală. Continuă să susțină secția specială de anchetare a magistraților, o secție care pare să aibă unic scop intimidarea magistraților curajoși, a mai spus Daniela Mitrofan. Oamenii sunt nemulțumiți de felul în care își desfășoară activitatea Tudorel Toader și nu vor renunța prea curând la protestul lor. Partidul Social Democrat a depus lista candidaților la europarlamentare la Biroul Electoral Central. Liderul PSD a apărut ieri în public pentru prima dată după ce a ajuns pe mâna medicilor. Astăzi însă Codrin Ștefănescu l-a înlocuit pentru depunerea listei. A fost agitație în fața Biroului Electoral Central, unde liderii PSD, fără Liviu Dragnea, au mers să depună lista celor 42 de persoane propuse pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Lista este deschisă de Rovana Plumb, actualul ministru al fondurilor europene, despre care Liviu Dragnea spunea că nu poate rămâne și la guvern și în campanie pentru Parlamentul European. Rovana Plumb este deja convinsă că va câștiga votul românilor. După 7 ani mă reîntorc în Parlamentul European. La Biroul Electoral Central a fost prezentă și candidata cu numărul 2 pe lista PSD, jurnalista Carmen Avram, o înscriere surpriză la alegerile europarlamentare. În lipsa lui Liviu Dragnea, care are probleme de sănătate, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a fost cel care și-a făcut apariția la Biroul Electoral Central. Pe lista PSD se află și Claudiu Manda, Maria Grapini, dar și alte noutăți precum pastorul Chris Terheș sau medicul Tudor Ciuhodaru. Nu se regăsește însă un nume cu greutate din PSD. Ioan Mircea Pașcu, actual vicepreședinte al Parlamentului European, s-a arătat indignat că nu a mai fost inclus pentru alegerile europarlamentare. Trebuie să ai un simț de conservare atrofiat, fie tendințe sinucigașe, dacă atunci când și așa ai puțini oameni apropiați, să faci tot posibilul să ți-i îndepărtezi și pe aceștia. Dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, chiar dacă e tot atât de adevărat ca fiecare pasăre pe limba ei piere, a scris Ioan Mircea Pașcu în mediul online. Absența lui Ioan Mircea Pașcu de pe liste a trecut însă neobservată de susținătorii PSD, care au ținut să-și spună ofurile în fața camerelor de filmat. Nu cei care ne reprezintă acum să ne facă țara de râs. Să fie pentru țară, să voteze pentru țară, nu să fie contra țării. Că de-aia suntem români. Totuși a reușit să ținem piept și acestor oameni mai puțin de bine pentru țara asta. Țara asta vor să ia bucată cu bucată. Iarna a revenit în munții Bucegi, în județul Brașov, unde ninge ca la început de sezon rece. Pe drumul național 1 se circulă cu dificultate. Utilajele de dezăpezire au fost trimise să curețe drumurile din stațiunile de pe Valea Prahovei. Pe DN1 se circulă cu viteză redusă pentru că șoseaua este acoperită cu zăpadă și se alunecă ușor. La Predeal, în Sinaia și pe toată Valea Prahovei pot apărea blocaje temporare potrivit angajaților de la drumuri. Experiențele din trecut au arătat că la fiecare ninsoare serioasă, traficul este dat peste cap pe drumul național 1. Specialiștii de la drumuri au ieșit cu utilajele cu freze ca să curețe drumurile din Predeal și din alte stațiuni. Ninge serios și în Poiana Brașov, deși ne aflăm la finalul lunii martie. Fotbalist celebru prins băut la volan în timp ce gonea cu 205 km pe oră, fundașul Gabriel Tamaș a fost reținut de poliția din Israel, potrivit presei din Haifa. De altfel, nu este prima dată când jucătorul echipei naționale are probleme cu legea. Tamaș este cunoscut pentru escapadele sale bahice, în urma cărora s-a ales și cu dosare penale. Nu sunt vagabond, mă, sunt fotbalist. Păi ce vrei să-ți mai fac? Să fac lotări, ce în fața ta să fac lotări sau ce să fac? Mi-a spart mecla. Potrivit presei din Israel, Gabriel Tamaș a fost surprins conducând cu o viteză de 205 km pe oră. Fostul jucător de la Dinamo și FCSB ar fi avut o alcoolemie de 3 ori mai mare decât limita legală. Un ofițer care lucra pe străzi a surprins o mașină care circula cu 205 km la oră.
a început să-l urmărească și l-a oprit după câțiva kilometri. Vorbind cu șoferul care era alături de două femei, polițistul a descoperit că acesta nu vorbea ebraică și că trăia în Israel de un an și jumătate. Polițistul a simțit mirosul de alcool din mașină, iar șoferul, un bărbat născut în 1983, a fost supus la un test de alcoolemie și a detectat un nivel de 3 ori mai mare decât cel permis de lege. Scriu jurnaliștii izraelieni citați de sport.ro. Nu este pentru prima dată când Gabriel Tamaș are probleme cu legea din cauza alcoolului. În urmă cu 6 ani, jucătorul echipei naționale s-a ales cu dosar penal după ce a distrus ușa unei scări de bloc din București. Dau un gest să mă îndrept, genunchii cad pe lângă chep. Eu n-am știut că dacă ești bat, te faci deodată acrobat să-mi șadătăți. Tamaș s-a luat apoi la bătaie cu polițiștii chiar în secție. Gata să moară, mă, uite-te și tu ce mi-a dat. Ai polițist, pun. Nu e fost chemat. A, e polițist. Da. Să fii sănătos. N-am și cu nimic să mă bat în halul ăsta. Gabriel Tamaș ar urma acum să ajungă în fața judecătorilor din Israel cu propunere de arestare preventivă. A fost alertă în această dimineață pe aeroportul Otopeni. Un turist american în vârstă de 69 de ani, care petrecuse câteva zile în România, a murit în fața terminalului plecării. Apelul a fost dat la ora 6:30, iar la fața locului a sosit un echipaj medical. Medicii s-au chinuit minute în șir să-l readucă la viață, însă totul a fost în zadar. Surse medicale spun că bărbatul a făcut infarct. De menționat este și faptul că turistul avea antecedente cardiace. Autoritățile din țara noastră au luat legătura cu cele din Statele Unite pentru repatrierea bărbatului. A fost haos în această dimineață la metrou. Circulația trenurilor a fost dată peste cap pe magistrala 2, una dintre cele mai importante rute. Se pare că un tren a rămas blocat pe șine și urma să fie retras în remiza Pipera. Din primele informații, se pare că un tren a rămas blocat pe șine pe magistrala M2 Berceni-Pipera, între stațiile Eroii Revoluției și Piața Romană. Acest tren urma să fie retras la Pipera. Pentru scurt timp, circulația trenurilor a fost reluată, însă a fost blocată din nou. Reprezentanții Metrorex au semnalat problema prin anunțuri în stații și au remediat-o cât de repede a fost posibil. Metrorex informează publicul că astăzi, la ora 8:15, pe magistrala 2, s-a produs o defecțiune la trenul de metrou ce mergea spre Pipera. Călătorii aflați în tren au fost debarcați în stația Piața Victoriei 1 în condiții de siguranță și au fost preluați de celelalte trenuri pentru continuarea călătoriei. În acest moment, circulația trenurilor de metrou se desfășoară cu dificultate. În cel mai scurt timp se va circula conform graficului. Între timp, echipele Metrorex au făcut demersurile necesare pentru retragerea trenului defect din circulație. Călătorii au fost permanent informați prin sistemul de sonorizare din trenuri, dar și din stații. Prezentăm scuze călătorilor pentru disconfortul creat. Acest incident a fost o mare problemă pentru că o mulțime de oameni au întârziat la locurile lor de muncă. De asemenea, au fost afectați de această situație neplăcută și elevii și studenții care se grăbeau să ajungă la școală, respectiv la facultate. În stații s-au adunat foarte multe persoane, a fost mare aglomerație, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte minute bune pentru a se urca într-un tren. În general, magistrala 2 este una dintre cele mai aglomerate trasee de metrou, dar în această dimineață au apărut probleme serioase pe acest tronson. Oamenii au fost nevoiți să aleagă alte trasee pentru a ajunge la locul de muncă. În jurul orei 9, problema a fost remediată. Au apărut noi detalii despre cazul falsului medic Matteo Politi. Procurorii au ajuns la complicii acestuia și au reținut 4 angajate ale Direcției de Sănătate Publică București. Scandalul a izbucnit acum 2 luni, iar cele 4 angajate, printre care și o consilieră juridică, sunt acuzate de complicitate la fals intelectual, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cele 3 femei de la DSP au fost acuzate că i-au eliberat lui Politi o parafă de medic. Ancheta în cazul presupusului doctor italian, acuzat că opera paciente la București, în ciuda faptului că nu avea acest drept, a luat astfel o întorsătură spectaculoasă. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții în locuințele și birourile a 3 funcționari de la Direcția de Sănătate Publică București în căutare de probe. Cele 3 funcționare sunt acuzate că i-ar fi permis ilegal lui Matteo Politi să profeseze în România, deși dosarul lui ar fi fost mai mult decât incomplet. Mai mult, acestea ar fi falsificat mai multe documente pentru Matteo Politi și i-au eliberat parafa. Angajatele reținute vor fi
prezentate în fața instanței mâine cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii fac cercetări și cu privire la un al doilea caz de parafă falsă, obținută tot pentru un cetățean italian. Cazul lui Matteo Politi nu este singurul de acest gen. Procurorii susțin că un alt cetățean italian ar fi profesat în aceleași condiții ilegale stomatologia. Controversata ordonanță 114 a stârnit o mulțime de nemulțumiri în rândul cetățenilor, mai ales că aceasta a avut un impact major pentru economie. Un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională ne arată că românii au păreri împărțite cu privire la taxa pe lăcomie, care a fost impusă de guvern asupra băncilor. Colega mea, Mihaela Tudor, a studiat datele și vine cu detalii. Bun găsit tuturor! În mod surprinzător, 41% dintre români sunt de părere că taxa pe lăcomie este o măsură bună pentru că obligă băncile la un comportament corect față de populație. O demonstrează datele unui studiu recent realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională. Cu toate acestea, un procent tot de 41% dintre cetățeni consideră că taxa pe lăcomie este o măsură abuzivă pentru că produce efecte negative pentru bănci și firme. 18% dintre cei intervievați au preferat să nu răspundă. În cadrul aceluiași studiu, oamenii au fost întrebați și ce părere au despre prețul pentru energie. Astfel, doar 29% dintre români sunt de părere că acesta ar trebui să fie stabilit liber pe piață, în timp ce 60% susțin că prețul la energie pentru populație ar trebui controlat de stat. La această întrebare, 11% dintre cei chestionați nu au dat un răspuns. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1500 de respondenți cu vârsta de cel puțin 18 ani. Datele au fost culese prin metoda interviurilor față în față. Marja de eroare la nivelul întregului eșantion a fost de plus minus 2,5% la un nivel de încredere de 95%. Cercetarea a fost realizată în perioada 13-28 februarie 2019. Mulțumesc foarte mult! Inconștiență maximă pe șosea a dovedit-o un tânăr din București care a gonit pe străzile orașului cu 170 de km la oră. Asta în timp ce transmitea cursa nebună pe pagina sa de socializare. Inconștient de ce îi se poate întâmpla și de ce tragedii poate produce, bărbatul a vrut să se laude prietenilor din mediul online cu bolidul său. Tânărul a vrut să o facă pe Schumacher, chiar pe bulevardul Liviu Rebreanu din sectorul 3. Tânărul vitezoman s-a filmat la volanul autoturismului său în timp ce gonea pe șosea cu o viteză amețitoare de 170 de km pe oră. Întregul moment a fost urcat pe pagina de socializare, însă reacțiile negative au curs lanț. Culmea e că a doua zi, pe același bulevard, individul apasă iar accelerația și pornește într-o cursă nebună. Din imagini se observă cum tânărul face periculos slalom printre celelalte mașini din trafic, fiind doar la un pas de a produce o tragedie, deoarece bulevardul este unul intens circulat. Acum, dacă tânărul va fi identificat de către polițiști, riscă să fie sancționat contravențional și să rămână fără permisul de conducere. Un alt șofer din capitală a depășit linia dublă continuă, a tăiat calea altei mașini, iar apoi a fost la un pas să-l lovească mortal pe un pieton. La un moment dat, doi bărbați deranjați de comportamentul teribilistului au coborât din mașină și au început să-i lovească autoturismul cu o bâtă, după care s-au făcut nevăzuți. Imaginele incredibile au fost surprinse de camera de bord a unei mașini. Scenele au avut loc în plină zi pe bulevardul Dimitrie Cantemir, o stradă care duce spre centrul capitalei, care este extrem de circulată. După cum se poate vedea, mașina șoferului din imagini este vandalizată de doi bărbați nervoși. Unul dintre ei era cel pe care mai avea puțin și îl lovea. Acesta avea o bâtă cu care a lovit în parbriz și caroserie, după care cei doi s-au făcut nevăzuți. Șoferul s-a dat jos din mașină, le-a făcut câteva poze celor doi, iar apoi s-a urcat la volan și a schimbat sensul de mers fără să se asigure. În acest caz, polițiștii au chemat la audieri două persoane, bănuite că ar fi început scandalul. Cel mai probabil, indivizii erau deranjați de modul în care șoferul gonea pe străzile orașului. În filmare se poate vedea cum bărbatul circulă cu o viteză amețitoare, depășește linia dublă continuă, taie calea unei mașini și este la un pas să spulbere un pieton. Un hoț din Vaslui le-a dat o lecție de vigilență polițiștilor după ce a dat o spargere într-un apartament. Tânărul, care inițial furase un telefon mobil de o valoare destul de mare, s-a întors de față cu polițiștii și proprietarul apartamentului, apoi, fără să-l vadă cineva, a pus prada înapoi de unde a luat-o.
Jaful a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc de lângă piața centrală din municipiul Vaslui. Proprietarul locuinței lăsase geamul deschis la bucătărie, așa că i-a ușurat munca individului care nu a mai stat pe gânduri și a acționat. Hoțul a intrat foarte ușor în imobil și a sustras telefonul mobil de ultimă generație. Între timp, proprietarul apartamentului a sunat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj de poliție. În timp ce bărbatul le povestea polițiștilor despre cele întâmplate, hoțul s-a întors cu prada la locul faptei și l-a pus de unde l-a luat, și asta nevăzut de nimeni. Cu toată lumea de față și în timp ce polițiștii făceau cercetări, proprietarul a observat că telefonul a apărut ca prin minune pe pervazul apartamentului. Acum, autoritățile încearcă să dea de urmele tâlharului. Simona Halep s-a calificat în sferturi la Miami Open după o victorie splendidă cu Venus Williams. Anul trecut, Simona Halep a ajuns până în turul al treilea la competiția din Florida, când a fost învinsă de Agnieszka Radwańska. Veștile bune nu se termină aici pentru sportivă. Halep a câștigat și premiul oferit celei mai inimoase jucătoare din Fed Cup. Aici, Halep a câștigat pentru a doua oară în carieră Hart Award, oferit de Fed Cup pentru evoluția sa remarcabilă din meciul cu Cehia. Premiul a fost acordat pe baza voturilor fanilor, iar aceștia au decis că Simona a fost cea mai inimoasă jucătoare. Ea a fost un motiv de inspirație pentru echipa României, care a învins-o pe deținătoarea trofeului cu 3-2 la Ostrava, furnizând prima mare înfrângere a acesteia pe teren propriu din 2009 încoace. Suma uriașă pentru construirea noului zid de la granița dintre Statele Unite și Mexic, câți bani a deblocat Pentagonul pentru a îndeplini visul lui Trump, aflați după o scurtă pauză. Reguli noi pentru închirierea mașinilor în Europa. Cei care vor apela la serviciile rent-a-car nu se vor mai trezi peste noapte că trebuie să plătească sume despre care nu aveau habar, iar contractele de închiriere vor fi mai ușor de descifrat. Deja 5 lideri din sectorul închirierilor auto au pus în aplicare recomandările făcute de Comisia Europeană. Aneta Sângerzan vine cu toate informațiile. Bun găsit tuturor! Ca urmare a apelului lansat de Comisia Europeană și de autoritățile de protecție a consumatorilor din UE, 5 lideri din sectorul închirierilor auto au schimbat modul în care prezintă prețurile de închiriere a autovehiculelor, acestea devenind astfel pe deplin transparente pentru consumatori. Să vedem care sunt recomandările făcute de Comisia Europeană. În primul rând, societățile s-au angajat, între altele, să includă toate taxele în prețul total de rezervare. Consumatorilor li se va afișa pe site-ul web un tarif global ce corespunde prețului final pe care vor trebui să îl plătească. Acest tarif trebuie să includă toate costurile suplimentare, cum ar fi costurile specifice aferente serviciului de alimentare cu combustibil, taxele de aeroport, suprataxele pentru conducătorii autotineri sau comisionul perceput pentru predarea autovehiculului într-un loc diferit de locul de preluare. În al doilea rând, societățile s-au angajat să prezinte în mod clar principalele servicii de închiriere, cu precizarea termenelor și a condițiilor în toate limbile naționale. Consumatorii nu se vor mai confrunta cu informații neclare sau înșelătoare cu privire la principalele caracteristici ale închirierii, cum ar fi kilometrajul inclus, politica societății referitoare la combustibil, condițiile de anulare a rezervării, ori cerințele în materie de garanții. Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor urmări îndeaproape punerea în aplicare a ultimelor modificări, iar dacă societățile nu își îndeplinesc angajamentele, autoritățile de protecție a consumatorilor ar putea decide să recurgă la măsuri de executare. Deși companiile implicate deja în această acțiune acoperă 2/3 din numărul total de firme de închiriere auto private din Uniunea Europeană, alți comercianți, cum ar fi intermediarii și societățile mai mici, joacă un rol important pe această piață și încă se pot abate de la reguli. Așa că mare atenție atunci când vă închiriați un autoturism. Știri externe acum. Theresa May a fost scoasă din joc. Parlamentarii britanici au votat un amendament prin care au preluat controlul asupra procesului Brexit. Este o încercare de a ieși din impas după ce acordul negociat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană a fost respins în două rânduri, iar un al treilea vot nici nu a mai fost organizat. Guvernul Marii Britanii a făcut apel la realism și a calificat această decizie a Parlamentului drept o înfrângere umilitoare. În cursul zilei, parlamentarii vor vota pentru mai multe opțiuni privind Brexitul și vor decide dacă susțin un
acord care ar implica legături mai apropiate cu Bruxelles. Votul de luni seara din Parlament demonstrează că la 3 ani după referendumul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și cu doar câteva zile înainte de 29 martie, data inițială la care ar fi trebuit să aibă loc retragerea, premierul May a pierdut orice autoritate asupra propriilor parlamentari și miniștri. De altfel, mai mulți parlamentari au cerut deja să demisioneze. Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit, anunțase încă de la finalul săptămânii trecute că dacă Parlamentul va prelua controlul asupra procesului de retragere din Uniunea Europeană, consecința ar putea fi organizarea unor alegeri anticipate, o variantă susținută de laburiștii din opoziție. Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, i-a felicitat pe parlamentari pentru preluarea controlului asupra procesului de Brexit. El a adăugat că această șansă trebuie luată în serios și că există multe opțiuni de luat în considerare, printre care organizarea unui nou referendum. Pentagonul a deblocat $1 miliard pentru construirea zidului lui Trump de la granița cu Mexic. Conform Departamentului Apărării, banii vor fi folosiți pentru construirea unui segment de peste 91 de kilometri de gard și drumuri la frontiera de sud a Statelor Unite cu Mexic. Donald Trump a obținut până la urmă fondurile pentru realizarea marelui său obiectiv, și anume construirea unui zid la granița cu Mexicul. Șeful Pentagonului, Patrick Shanahan, a anunțat deblocarea $1 miliard pentru construcția unei secțiuni a zidului de la frontiera sudică, potrivit CNN. Parlamentarii democrați au ridicat imediat obiecții. În notificarea de reprogramare a bugetului Pentagonului trimisă la Capitol Hill și obținută de CNN, se arată că până la $1 miliard vor merge spre construirea a peste 91 de kilometri de garduri pentru îmbunătățirea drumurilor și a altor măsuri de la granița sudică a Statelor Unite cu Mexicul. Zidul va avea o înălțime de peste 5,4 metri. Departamentul Apărării a autorizat Corpul Inginerilor Armatei să înceapă planificarea și construcția proiectului. Gardul va fi ridicat în orașele Yuma din Arizona și El Paso din statul Texas, potrivit unei scrisori a secretarului interimar al Apărării, Patrick Shanahan, cel care a și făcut marele anunț. Acesta este însă doar primul miliard de dolari pe care administrația îl pune la dispoziție pentru finanțarea zidului cu Mexicul. Administrația a spus anterior că intenționează să transfere o sumă suplimentară de $1.5 miliarde în viitorul apropiat. În urmă cu o lună, președintele Donald Trump decreta stare de urgență națională în încercarea de a obține finanțare pentru zid după refuzul Congresului de a-i asigura suma cerută în bugetul pe acest an. Mutarea făcută în februarie de liderul american era singura care îi permitea să obțină bani din partea Pentagonului pentru construirea gardului. Un grup de senatori democrați au criticat mișcarea Pentagonului și au numit manevra o încălcare a creditelor din Congres, potrivit Bloomberg. Democrații au numit declarația națională de urgență o criză produsă de Donald Trump. Scopul declarat de către șeful de la Casa Albă pentru construcția zidului este de a împiedica traficul de droguri dinspre Mexic spre Statele Unite ale Americii. Relații tensionate între Statele Unite și Turcia, Ankara a transmis părții americane că nu va renunța la achiziționarea rachetelor rusești S-400. Aceasta este condiția impusă de Washington pentru a permite Ankarei să cumpere rachetele Patriot. Amenințările părții americane au rămas până acum fără eco. Tensiunile dintre SUA și Turcia s-au amplificat după decizia Ankarei de a achiziționa din Rusia sistemul de apărare aeriană S-400, care va fi livrat în luna iulie a acestui an. În ianuarie, Statele Unite au propus Ankarei să cumpere rachete Patriot, până atunci aflate sub interdicția de a fi vândute Turciei. Americanii îi condiționau însă pe turci să renunțe la cumpărarea sistemului S-400. Un alt atu pe care Statele Unite îl folosesc pentru a presa Turcia să renunțe la achiziția sistemului S-400 este proiectul comun pentru construcția noii generații de avioane de atac F-35. SUA amenință Turcia că în cazul în care va cumpăra sistemul S-400 o va exclude din programul F-35. Această decizie ar genera cea mai serioasă criză dintre SUA și Turcia din ultimii ani, estimează oficial de rang înalt din Pentagon. Potrivit publicației Cumhuriyet, după alegerile locale din Turcia din 31 martie, se așteaptă ca principalul punct de pe agenda politicii externe a Turciei să-l constituie negocierile cu SUA privind rachetele Patriot, sistemul S-400 și avioanele F-35. Președintele american Donald Trump a semnat o declarație prin care recunoaște suveranitatea Israelului asupra înălțimilor Golan. Textul, care schimbă mai bine de jumătate de secol de politică externă a Statelor Unite, a fost semnat în timpul vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. This was a long time in the making. It should have taken place many decades ago. Nu.
Doamne, dă-ne credite în YouTube. Trump și-a anunțat intenția încă de săptămâna trecută într-un mesaj pe Twitter. El a scris atunci că a sosit timpul ca Statele Unite ale Americii să facă acest pas după 52 de ani de control strategic al Israelului asupra teritoriului situat la granița cu Siria, teritoriul luat de Israel de la Siria în urma războiului de 6 zile din 1967. Teritoriul a fost, de atunci, disputat de ambele părți. În 1981, Israelul a adoptat o lege care a anexat teritoriul. Însă această decizie nu a fost niciodată recunoscută internațional. O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU din acel an nota că decizia izraelienilor de a-și impune legile, jurisdicția și administrația în înălțimile Golan ale Siriei este nulă și neavenită și fără efect legal internațional. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în spatele lui Donald Trump când a semnat documentul, se va afla în fața unui important test electoral pe 9 aprilie. Confruntat acasă cu grave acuzații de corupție, Netanyahu făcea de mult timp presiuni la Washington pentru recunoașterea platoului Golan drept teritoriu izraelian. Acțiunea lui Trump îi oferă acum o puternică susținere politică. Ministerul sirian al afacerilor externe a denunțat decizia Casei Albe, pe care a numit-o un atac flagrant asupra suveranității teritoriale a țării. Decizie șoc luată de cel mai cunoscut luptător din lume, Conor McGregor, și-a anunțat retragerea din sport la câteva ore după ce declarase că peste câteva luni va reveni în cușcă pentru a lupta din nou. Specializare în care și-a anunțat retragerea. Hei, băieți, un anunț scurt. Am decis să mă retrag din sportul cunoscut sub numele MMA. Le doresc foștilor mei colegi mult succes în competiție, a scris Conor McGregor pe Twitter. Ultimul meci al lui McGregor a avut loc în octombrie 2018, când a fost învins de Khabib Nurmagomedov. A fost un meci încheiat cu un scandal uriaș, asta pentru că cei doi s-au luat la bătaie și după finalul luptei. Imediat au fost suspendați pentru 6 luni. În 2017, McGregor a disputat și singurul său meci de box profesionist din carieră împotriva lui Floyd Mayweather. Ceea ce se aștepta a fi lupta deceniului s-a transformat însă într-o dezamăgire cruntă. A fost un meci foarte slab câștigat de Mayweather prin knockout tehnic în runda a 10-a. Chiar și așa, irlandezul a primit 100 de milioane de dolari. La final de jurnal să vedem cum va fi vremea. Urmează rubrica Meteo cu Georgiana Grădinaru. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la noapte va fi mai rece decât a fost în noaptea precedentă. Temperaturile vor fi și negative, se vor înregistra între minus 6 și plus 7 grade. Iar mâine peste zi, maximele vor fi cuprinse între 5 și 15 grade și din nou vremea va fi ceva mai închisă, în special în regiunile sudice, unde vor fi în orări și condiții să plouă slab. În nordul Moldovei, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță, iar în zonele de munte din nou sunt anunțate ceva ninsori slabe, în special în zonele mai înalte. Vântul se va intensifica atât în regiunile de munte, cât și trecător în restul zonelor din țară, la cote ceva mai reduse. În capitală, la noapte cerul va fi acoperit de nori, temperatura spre dimineață va coborî undeva la 1-2 grade, iar peste zi, ca și astăzi, vor fi maximum 12 grade. Vor fi și perioade cu cer noros și s-ar putea să plouă slab pe parcursul zilei, vor fi ploi în repriză. În zilele ce urmează, vremea se menține cam la fel, atât ca aspect, cât și din punct de vedere termic. Joi vor fi din nou de la 5 și până la 15 grade. Cele mai ridicate valori vor fi prin sud-estul țării, ceva mai rece va fi în nordul Moldovei, iar în jumătatea nord-estică cerul va fi acoperit de nori și sunt anunțate ploi slabe în aceste regiuni. La munte vor mai fi ninsori pe spații restrânse, ninsori slabe. În rest vor fi și perioade cu cer variabil și șanse ceva mai mici pentru precipitații, iar vântul din nou se va intensifica în regiunile de munte, însă își va face simțită prezența și în zona Moldovei sau în Dobrogea. Acestea au fost informațiile deocamdată, numai bine vă doresc! Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin, mulțumesc pentru atenție. Urmează Tudor Barbu cu Se întâmplă acum. Ne revedem de la ora 20. O zi frumoasă în continuare!